Iar liniștea nopții a fost pulberată pentru zeci de locuitori din sectorul 5, după ce un incendiu puternic a izbucnit în piața Rahova din capitală. Trecătorii au fost cei care au observat fumul puternic care ieșea din interiorul pieței, care era închisă și au sunat imediat la 112. La fața locului au ajuns pompierii care au intervenit pentru stingerea focului cu mai multe autospeciale cu apă și spumă. Potrivit primelor informații, totul ar fi pornit de la un aparat, iar ulterior au ars și mai multe rafturi dintr-un magazin. Din fericire, n-au existat victime, iar pagubele produse sunt minore.